Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia și bucuria de a vorbi cu o femeie puternică. O femeie care este mamă, care este soție și care într-un anumit moment al vieții lor au trecut cu una din fiicile lor printr-o greutate și mai multe detalii o să ne dea uh, Însă, ce aș dori să surprindem în acest podcast este cum poate un om să treacă prin suferință și să aibă um, putere. Și mai multe detalii ne va da sora Maria. Sora Maria Dumnezeu să vă binecuvânteze! Da, da ce mă bucur. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici să putem să discutăm și v-aș întreba ce faceți, cum sunteți, cum vă simțiți. Sunt bine, chiar sunt bine și mă bucur că înainte am putut să povestim și chiar să intrăm în atmosferă și să fiu relaxată. Ce, ce interesant că în momentul când vă, vă aud vorbind, nu pot să nu mă gândesc la fica dumneavoastră, Anastasia, da, că da. povesteam cu soția mea. Deci aveți niște timbre atât de asemănătoare. Interesant, da, cum de... N nimeni nu cred că făcea legătura cu între mine și Anastasia. Când ne-am mutat la Betel, prima oară cei mici stăteau lângă noi și Anastasia de obicei stătea cu fetele, cu prietenele ei și au trecut câțiva ani și nimeni nu știa că de fapt e fica mea nu o asociau <laughs> cu mine, că nici nu se mănâncă Dacă aș pune pe fica noastră aici și pe noastră vă, vă las aici e, și gestica și mimica da? deci totul este, știm cu cine se seamănă <laughs> da, zâmbim la fel Așa Da, e. și sunteți pozitive amândouă, cum v-ați dumneavoastră în câteva cuvinte pentru cine nu vă cunoaște sau vă vede pentru prima dată da. Um, sunt Maria și îmi place să lucrez cu oamenii. Hmm. De mică, am descoperit dragostea pentru oameni și mult special pentru oamenii în vârstă. Mi hmm. um, am ales meseria de asistent social pentru că uh, am avut părinți în vârstă, care m-au dus la mormântări, tot timpul eram, la, la toate murmântările eram prezentă și um, mă bucur că sunt mamă. Și asta mă caracterizează și am trei copii. Două fete și un băiat. Două fete și un băiat. Ei sunt apropiați de vârstă, toți trei. Mă bucur că sunt fică. Mama mea mai trăiește în care 92 de ani. Mulțumesc. Da, da, mă bucur tare mult și cred că așa fiecare zi când vorbesc cu ea, e așa o binecuvântare pentru mine, o simt o binecuvântare. Sunt soție, sunt soția lui Dan de 24 de ani, suntem căsătoriți, și sunt o creștină, și îmi doresc să fiu uh, atunci când Hristos să uite la mine, să se bucure, să se uite la viața mea și să zică îmi găsesc plăcere în acest om. Ce frumos. Da. Să Maria, uh, vă doriți ca Hristos să găsească plăcere în viața noastră? Da. Cum e viața noastră? Cum, cum l-ați cunoscut pe Domnul Isus Hristos? Um, cred că aș începe puțin din copilărie în sensul că am crescut într-o familie de oameni credincioși frecventam o biserică penticostală din Cluj eu sunt al 10-lea copil în familie 10... wow. al 10-lea copil în familie da și um, era era o perioadă mă duceau la biserică, m-au dus la binecuvântare Uh, era diferență puțin uh, între 5 ani între mine și ultimul meu frate, între mine și cel mai mare frate, 26 de ani. Și aveam o soră care s-a căsătorit în anul în care eu m-am născut. Am nepot deodată cu mine, A. din același an <laughs> da. Uh, și uh, m-am apropiat de Dumnezeu, dar cumva așteptam uh, oamenii din jur să-mi dea valoare, să mă observe. Pentru că eram al 10 nu prea eram observat. În biserică eram foarte mulți copii la vremea aia. 100 de copii Maa, pe, bă, între, pe o biserică zi, în sine. Da, în clasa 1 și a 4 Deci clar că n-aveai cum să observi pe toți copiii și atunci eram așa nu a ne în seamă. Îmi găseam, în schimb, mă vedeam în grupul fraților în vârstă, pentru că părinții mei m-au avut la 45 și 47 de ani, deci mama avea 45 și tatăl 47, și când m-au avut, mă duceau în grup de frați în vârstă. Mama vizita frații în vârstă din biserică, pentru care erau bolnavi, mergeam la mormântări, deci eram tot timpul prezent. La ora mergeam la întâlnire de rugăciune cu mama mă duceau tot timpul și toată lumea credea că de fapt sunt nepoata lor, având nepoți deodată cu mine. Și um, cumva am vrut cineva să mă bage în seamă. Mă vedeam respinsă, împinsă cumva, stăteam acolo, ascultam pe adulți, dar îmi doream cumva cineva să-mi dea mie importanță, pentru că eu, eu sunt specială. Nu am întâlnit, la un moment dat, la școala duminică nu mai început, n-am mai vrut să merg, pentru că chiar nu mă, nimeni nu mă băga în seam nici învățătorii. Și în clasa 6-a nu m-am mai dus, și au trecut așa de mulți ani în care eu nu eram în niciun grup, nu mă regăseam în niciun grup. Și cumva aveam tendința să mă pierd. Și îmi plăceau foarte mult. Um, aveam o prietenă, prietena mea cea mai bună, ea mai târziu s a pocăit. Uh -huh. Și mergeam cu ea la, la muzică, la concerte. Uh, dar era interesant că nu găseam plăcerea. Îmi plăcea să ascult oamenii, dar atmosfera nu. Oamenii beau, erau o atmosferă așa, foarte, nu știu, tensionată și ciudată, mi s-a părut. Ea venea, în schimb, cu mine la biserică și eu mă duceam cu ea la concerte. Dar uh, a fost o perioadă în care Domnul mi-a vorbit, eu eram în căutarea unui prieten. Deși eram o persoană foarte deschisă și prietenoasă, în același timp eram și foarte închisă. Hmm nu m-am regăsit nici într-un grup, am ajuns tânără, 18 ani, în care nu mă cunoștea oamenii, tinerii de vârsta mea nu mă în biserică. Mergeam la biserică și plecam repede acasă. Deci nu stăteam, nu comunicam, nu mergeam la întâlniri, eram parcă absentă. Și totuși Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a vorbit mie personal și mi s-a arătat ca un prieten, da, și asta, asta, a fost pentru mine. Nu știu, pentru alții a fost mântuitor. Eu ierta păcatele, dar pentru mine a fost... Dacă că e o conștientizare foarte mare. Să-ți dai seama că deși te într-o familie creștină și Domnul Iisus Hristos, mântuitorul tău, ajunge să fie prietenul tău? Da. Când îi spune atunci ucenicilor, voi nu mai sunteți roi, sunteți frați, sunteți prieteni. Da. Nu știu, să mi se pare... Da, dar ceva... și foarte interesant, înconjurată de biserica noastră, unde mergeam, erau foarte mulți, de deci tineri, 150-200 de tineri de vârsta mea, perioada asta, patru ani să zic, dif diferență. Și uh, toate lucrurile astea, cumva, în toată asta totuși, Dumnezeu m-a găsit singură. M-a găsit un moment așa și să vorbească cumva Duhului meu, de fapt, acolo răni a fost o rană totuși faptul că tot timpul mă simțeam eu cumva exclusă și am ajuns să-l cunosc pe Hristos ca și prieten. Dar a fost momentul botezului, dar mult mai târziu a fost efectiv să simt că, că pot să mă apropii de Dumnezeu. Da. Eram așa într-o, nici nu știu cum să spun, într-o stare în care așteptam ca Dumnezeu era teamă, cred că, să mă apropii de Dumnezeu. Pentru că niciodată cred că n-am fost foarte apropiată de tatăl meu. Era, era, un om foarte ocupat, că nu era un om, un om cu atâția copii. Nu cred că le-a fost greu. Cred că le-a fost greu să, să fie cu fiecare în parte sau nici nu știau cum să se ocupe de fiecare. Numai Dumnezeu mi-a dat în jurul meu oameni care, dintre frații mei, care am avut una dintre, am o soră, care acum este în state, foarte apropiată. Și ea a crescut, ea, orice problemă aveam, o discutam cu ea, ea era aproape de mine. Și acum, chiar dacă suntem departe, orice o zis, pentru tine fac orice. Deci, dacă ai nevoie, nu e nicio problemă, chiar te vreau să te ajut și um, am stabilit și cu, cu frații mei apropiați de vârstă pe frații mei mai în vârstă i-am descoperit mai târziu bine că au fost fascinant să descoper așa cum erau ei cum ne-a maturizat fiecare dintre noi da și o bucurie să știu că aparțin lui Hristos, a fost așa o bucurie după a mers la o facultate creștină și acolo în Oradea, în Oradea și în Oradea am, cred că l-am descoperit pe Dumnezeu la alt nivel hmm. Acolo eram cumva singură de parte de, de familie și o trebuie cumva să mă descurc singură. Eram obișnuită să mă descurc, să zic, financiar și să-mi găsesc o chirie, să mă întrețin. Nu era o problemă, dar ne-am descoperit pe Dumnezeu cel care îmi poartă de grijă. Mm. Pentru că de multe ori tream din pensia tatălui meu care nu era foarte mare și um, o trebuie cumva, așa fiecare problemă pe care am să o încredințez lui Dumnezeu mă duceam la părinții, le spuneam ziceau, dragă, eu noi vrem să te ajutăm dar mai mult nu avem, deci ăsta e și cumva a fost uh, o perioadă în care Dumnezeu chiar mi-a purtat de grijă uneori nu eram conștientă după ce treceam prin eveniment, mi a aminte uite acolo Dumnezeu dacă nu era Dumnezeu nu reușeam să, să fac față așa a fost uh, o perioadă ah, după ce m-am căsătorit au venit copii, unul după altul deci era să se cea mai mare? Da, are 23 de ani. Suntem căsători de 24, 23, Mulțumesc. 20 și 18, cea mică. Deci în 5 ani am avut pe toți 3 și locuiam în chirie și erau multe, multe probleme. Și aici a fost o problemă, o problemă între mine și Dumnezeu cumva influențată de părerile celor din jur, eu m-am în împotriva lui Dumnezeu, stăteam în chirie cu trei copii, aveam loc de muncă, dar nu foarte bine plătit ca asistent social și atunci noi cumva am zis, doamne, dacă tu nu poți rezolva problema, adică nu vedem nimic, cumva familia mea tot zice, zi erau îngrijorați, măi, voi aveți copii, stați în chirie, cum vă descurcați? Cum vă vedeți viitorul? Și atunci, cumva, am zis voi, noi vom lua hotărârea și l -am, cumva l-am încurajat pe soțul meu să meargă în străinătate la muncă și să ne mutăm acolo. Avem niște prieteni în Belgia, și acolo ne-am hotărât să mergem. El lucrat de două luni acolo. Aveam vrea să ne luăm chirie și momentul în care efectiv a fost zile, efectiv perioada de zile în care noi am primit diagnosticul de borei. De, de leucemie, cea mai mică. De cea mai mică. Da. Avea patru ani mm -hmm. și atunci se făceau analizele obligatorii. Și ne-am dus la medicul de familie și când ne-am dus la medicul de familie a, nu a, a văzut-o și a zis doamnă, vă rog acum, o luați pe fetiță și mergeți la spital. Și am zis, doamnă, dar nu are fetița nimic. Doamnă, acum vă rog să mergeți la spital. Aveți încredere în mine. Și m-am dus acasă și am zis nu pot să-i las pe ceilalți, soțul meu lucra în străinătate, e onorat de a fi singur, am zis nu pot, cu cine să-i las pe ceilalți? Am zis mă duc dimineața, m-am dus dimineața, Era într-o sâmbătă și a zis către mine medicul, dar aș, ar trebui înainte să vă povestesc altceva. Vreu. În sensul Vreu. că eu lucram ca asistent social într-o fundație cu bolnavi de cancer în fază terminală, hmm. cu boli terminale, hospice Emanuel se numește. Și acolo îi aveam de face cu copii și știam care, e, care sunt simptomele unei boli grave. Și eu, totuși, nu le-am văzut. Pentru că organismul i-a dat semne, cel puțin cu șase luni înainte, eu nu le-am văzut. Fiind foarte ocupată, lucram cu trei copii singură, duceam copiii la școală, la grădiniță, nu am observat simptomele fetei mele. Și le-au trecut neobservate. Și momentul în care ne-am dus la spital, cu ochiul liber, ne-au spus 75% e leucemie, fără nicio analiză, fără nicio consultație. Hmm. Și au chemat, au venit acolo tot felul de medici, erau rezidenți, cred că studenți, și au zis, uitați, ăsta e un, un caz clar de leucemie. Uh, ne-au trimis la Timișoara să facem o ziscă de urgență, să mergem, să facem uh, o punție, să facem biopsia ca să vadă ce tip e și cât de repede să începem. A, asta a fost luni, deci în 4 februarie. Ea, în, ea e născută în 6 și împlinea 4 ani. Și când ne-am dus acolo, la Timișoare, a făcut biopsia, noi ne-am gândit că ne vă ține în spital și vom începe acolo tratamentul. Ne-au trimis acasă, doamna, eu am zis că să vorbesc cu doctorița, să-mi spună ceva. Și a zis, doamnă dragă, eu am zis, uite, soțul meu lucrează în Belgia, ne-am duce acolo pentru tratament. A zis, doamnă dragă, du-te și la capătul pământului cheltuie toți banii pe care ai de pe din lume, dar îți spun, copilul nu va trăi. Deci așa 87% din celule erau canceroase în urma analizelor. Ne-am dus la Oradea, am fost transportați de urgență din nou, la Oradea, dar între timp familia mea știind că stăm în chirie, noi am renunțat la tot în Oradea. Am zis, ne, ne ducem în Belgia. Soțul meu urma să vină după noi, am luat acolo o chirie, soțul meu chiar mobila, o zugrăvit, mi-a arătat cum, ce culori să aleagă, a ales toate lucrurile de prin casă și ni s-a pus diagnosticul leucemie linfoblastică, stadiul 3 și n-am avut ce să facem, deci o trebuie să rămânem la Oradea, am început tratamentul, dar uh, familia mea a zis, mă, haideți la Cluj, familia mea e din Cluj, a zis, haideți voi la Cluj, că o să fie aici și Spitalul e, mai, ziceau ei, mai bun. Nu, că aveam încredere și în doctorii de acolo. Chiar nu a fost problemă. Eu am și lucrat cu doctorii de acolo. Perioada aia mă știau. Eu uh, m-am gândit că voi primi o veste de asta foarte tristă. Am zis, vai, cred că o să fiu dermată. Am fost atât de rece, atât de, nu știu cum, parcă m-am încrâncenat eu mm -hmm. să fiu stăpână pe mine și parcă orice emoție am încercat să o scot, să nu iasă nimic la suprafață. Uh, și când am venit la Orade, la Cluj, am început să facem tratamentul, dar uh, nu se putea, uh, organismul ei nu răspundea foarte bine. Deci asta a fost în februarie și prin septembrie medicul ne-a spus ați reușit să treceți peste perioada mai grea. Dar asta a fost 2008, am locuit practic în spital. Asta am vrut să vă întreb cam a fost într-o perioadă cu Cris în spital, foarte foarte scurtă. Dacă ați putea să descrieți ce simte o mamă, atunci când aș vrea să-și dea viața pentru copilul ei, mm. nu neapărat să-și dea viața, dar dacă ai putea să faci tu ceva, te duci până la capătul lumii, ca să ajungi. Ce ai simțit atunci prin inimă? Um, nu știu dacă. Cred că dacă aș fi lăsat să-mi iasă toate sentimentele și toate emoțiile pe care le simțeam, cred că eram dărâmată. Mm -hmm. De aia ziceam că nu știu cum am, am eram așa de tare. Am zis nu, voi reuși. Dar toată lupta asta mea era de fapt cu Dumnezeu. Eu am zis nu, vreau să-ți demonstrez că cumva am luat hotărârea bună. Dar în momentul în care soțul meu avea locuință, deci o luat chirie, Știam că din 1 februarie vom lua chirie și vom pleca. În momentul ăla, Dumnezeu, cumva era ca o discuție, fără între mine și Dumnezeu. Nu mi-a apărut nicio imagine, nu au fost vorbe sau, sau ceva, dar efectiv îl simțeam pe Dumnezeu lângă mine și îmi spunea, dragă, tu în Belgia nu vei merge. Și am zis, Doamne, dar nu pot, nu pot. Uite, tu n-ai rezolvat problema noastră financiară, noi aveam nevoie de altceva, ți-am tot cerut, tu n-ai vrut să ne dai. Și eu am, eu am la hotărârea. Da, dar ție acolo nu o să ți meargă bine. Și am zis și cum îmi vei opri? <hânt> și au zis, o să-ți dau boală la un copil. Și am zis, nu se poate așa ceva. Că tu ești cumva plin de dragoste. Și mi-a apărut chipul Deborei în, în minte. N-a spus nimic, ci a, -a apărut efectiv chipul Deborei. <hânt> deci asta a fost clar discuția dintre mine și eu atunci când Deborah s-a îmbolnăvit și s-a pus diagnosticul am știut că e lupta mea cu de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu că n-am acceptat cumva voia lui, Dumnezeu avea un plan bun pentru mine hmm. De acum cum a luat vestea când a aflat care e le leucem? Ea, ea avea patru ani era mult prea micuță. Mai deci nu știa Nu, nimeni. nu, nu. Frații ei um, erau deci noi aveam o, o familie în sensul că eu tot timpul o mamă o mamă care mă ocupam de copii dintr-o dată nu a mai existat mama a plecat, deci cel puțin o lună de zile am stat numai în spital, ei nu puteau să vină în spital sau ne vedeau doar prin geam. Copilul a intrat într-o fază de, se spune în termenii medicali și de specialitate, în îngrijire în paliative, um, se întoarce cu fața la perete. Deci ea a ales să moară. De ce a zis nu mai, eu așa nu pot să trăiesc, nu mai avea uh, nicio resursă. Mm. Tot timpul cu, cu mama, care eram destul de drastică cu ea, am zis mai nu pot să o las să o răsfăț. Și atunci era, pe Taicuson l -o mai văzut, pe copiii nu-i mai văzut, pe frații ei, care era obișnuită în programul ei. Și atunci, noi fiind în spital, efectiv ea avea o lume care nu-i plăcea izolați într-un salon, nu ne lăsau să plecăm. Chiar povesteam cu soția mea în momentul în care se pregătea să nască și trebuia să în spital sau chiar după abia aștept să s-o dată de aici afară că la un moment dat surcă. Nu, ne-am stat o lună în același salon, fără să vină nimeni. Veneau asistentele mascate și atât. Și doctorița care venea și ne spunea așa. Cum ați rezistat? Nu-mi dau seama. Deci cred că Dumnezeu a fost bun, dar nu pot să spun că am cerut. Asta era foarte interesant, că ce s-a schimbat între mine, e, e, nu mă mai puteam ruga. Nu am putut ruga în perioada hmm. asta. Cred că să stau înaintea lui Dumnezeu sau să citesc Biblia, nu. A fost o ruptură, parcă, dar totuși, în mine era un strigăt: Doamne, ajută-mă. Hmm. Acum, nu poate nu față de mine, față de acest copil pe care mi l-ai dat. Și în perioada asta, când ea a refuzat, ea a a scăzut în greutate, arăta ca un copil de la Auschwitz. Deci mm. eu n-am crezut că în 3-4 zile po să arate numai schelet. Așa arăta, scheletul. Eu m-am speriat. Îi spuneam lui Dan, îi spuneam prin telefon, nu se poate să... Așa, bine, că oi, eu căzut părul și arăta... Uh, copiii de, plin, de, de, cancer au o paliditate, așa, pământ, spământi la față, datorită tratamentului. Și perioada asta știam că dar, dar e foarte interesant. An de zile am pregătit părinți. Mergeam, eu eram cea care trebuia să le dau vestea. Vești proaste. Copilul nu mai are nicio șansă. Și mie mi-era teamă. Să nu cumva să-mi spune cineva, să pomenesc cuvântul moarte? Nu. Deci clar, e, nu a existat în vocabularul nostru așa ceva. Și primesc un telefon de 9 ani de zile, o persoană, persoana respectivă nu m-a sunat. Și m a sunat și mi-a spus, Maria, trebuie să dai drumul copilului. Și am zis, poftim? De ce m-ați sunat? Mi era atâta de rău fizic, că o trebuie să mă așez. Nu s-a prezentat, nu m-a întrebat ce fac, cum sunt, ce a zis, trebuie să dai drumul copilului. Dumnezeu îl iubește mai mult decât îl iubești tu și știe planurile pe care le are cu privire la acest copil. Și am zis, de ce m-ați sunat de fapt? Că nu înțeleg. Să-ți spun Că tu trebuie să abandonezi pe acest copil în mâinile lui Cristos. Mm. Și în momentul ăla am închis telefonul, nu mi-aduc aminte dacă am încheiat conversația, și l-am sunat pe Dan și am zis, Dan, noi n-am vorbit niciodată despre moarte. Dacă copilul ăsta, Dumnezeu vrea să-l ia, noi ce facem? Și atunci am luat hotărârea amândoi să nu ne mai fie teamă de moarte. Pentru că, de fapt, îl abandonăm în mâinile lui Dumnezeu. Și din acea zi am început să-i mulțumim lui Dumnezeu. De da. greu, uh, scuzați, e groaznic de greu momentul ăla, așa -i? Da, da, interesant, că aveai pregătirea. Eram pregătită pentru așa ceva. Adică am vorbit, am stat la masă cu oamenii la care le-am spus vestea. Cu cuvinte, orice cuvinte ar fi, tot e greu să le primești. Da, da, da. Și momentul în care eu m-am dus și am, uh, am luat hotărârea asta, am scăpat de frică. Dumnezeu ne-a eliberat de frica aia de moarte. De faptul că noi am putea să deținem controlul asupra vieții, orice, că am început să facem tratament, am zis că noi am încercat din punct de vedere omenește să facem toate lucrurile bine, dar Dumnezeu era în control. Hmm. Și în momentul ăla am scăpat de frică și am mulțumit. Am zis, Doamne, dacă vrei să ne -o dai o zi, 10, ani, 20, cât vrei tu să ne o dai. Dar vrem să mulțumim pentru lucrurile astea și le-am spus și copiilor. Până atunci n-am vorbit cu copiii. Bine, Anastasia avea vreo 9 ani și uh, Luca avea vreo 7, 6. Șase ani era la grădiniță. Și până atunci, ei cumva am ascuns. Ei trăiau într-o tensiune, vedeau tensiunea, dar nu știau. Sura voastră e foarte bolnavă, s-a pus un diagnostic grav, nu mai vine acasă. Nu ni s-a transmis nimic. Ei trăiau, dacă ați ascultat și mărturia lor, să vedeți ei ce au simțit, că s-au simțit abandonați de noi foarte mult timp. Pentru că, efectiv, ne-am concentrat atenția pe acest copil și cu tratamentul și tot. Um, și nu mai vreau să, să subliniez uh, experiența mamelor din spital e foarte grea mai ales la oncologie noi eram din Cluj, adică îl vedeam pe deam, putea să vină măcar până la spital, să ne vadă prin geam, dar ne vedea și îl vedeam, sunt mame erau din satul mare din Bistrița veneau cu copilul și stăteau 3-4 luni wow. nu își vedeau copii, nu soțul și copiii pe lângă faptul că mama a sacrificat totul, copilul pe cine te dea vina? Tot pe ea. Hmm. Că de ea nu poți să-și vadă tatăl, frații, din cauza ei. Da, deci situația mamelor mi s-a părut așa de, 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 dureroasă, foarte dureroasă. Mi se pare interesant așa, doar când asculți asta, nu poți să... Cine nu a fost niciodată într-un spital, și l pe unul povestind despre spital, poate să-și imagineze, poate să-l simpatizezi, că dar niciodată nu va înțelege gravitatea situației. No, no. Dar când ajunge acolo, îți dai seama că ești mult mai recunoscătorul Dumnezeu pentru sănătatea pe care ți-o dat-o. am avut o imagine când am fost ultima dată în spital. Este un spital în, în centru Clujului, lângă parc. E spital de copii. Acolo. Când te duci în spitalul de copii, e foarte interesant. Eu, nefiind din Cluj, când am văzut prima dată clădirea, am zis că ce clădire interesantă, frumoasă. Când am ieșit de acolo, am ieșit direct în parc. Da. Dar două realități în aceeași lume. În parc, copiii merg cu părinții lor, zâmbesc, mănâncă înghețată, se bucura, aleargă. În spital, copiii plângă. Unii n-au un ochi, alții n-au oreche, alții au o problemă, o boală terminală. Și asta te face mult mai mult recunoscător de tot ceea ce s Dumnezeu. Așa ar fi, așa ar trebui să fie și să, să fie normal. Eu în perioada aia nu pot să spun că am fost foarte aproape de Dumnezeu, eu, dar Dumnezeu a fost aproape de mine. Dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că el era acolo. Da. Da, îl simțeam și ce interesant că îl vedeam la fiecare pas. Și cu tratamentul și bunăvoința medicilor față de noi era deosebită și preocuparea medicilor și asistentul avea o atenție deosebită. Deși nu poate n-am dat ceva atenții sau așa, nu se aștepta, unele mame ofereau, dar m-au întrebat, niciodată, zic niciodată n-am făcut-o pentru că nu am simțit și nici nu am simțit pe medici cumva să mă preseze. Dar mi-au dat saloanele cele mai bune. Întotdeauna au fost atente cu mine ca, ca și persoană cu copilul meu, foarte. A durat vreo trei ani de zile chimioterapia la ea. Și trei ani de zile numai -a? Nu, în spitalul Nu. În prima parte a fost tratament când aveam în fiecare zi okay. tratament. După aveam la o, 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 să, o săptămână și următoarele următoare doi ani Veniam și făceam puncție în spate, cred că am făcut peste vreo 20 de puncții, pe toată, toată perioada asta. Ei ziceau, introducem tratament, dar în sistemul nervos nu, nu crede că ajunge. Și atunci introduceau direct în coloană, în măduvă. Și acolo introduceau tratamentul. O prietenă de-a mea chiar mă întreba la un moment dat, ei după, după ce îi făceau la copii tratamentul ăsta, ei trebuia să stea nemișcați fără să-și miște deloc privirea capul nu avea voi, aveau dureri foarte mari. Ma. Da. Și le dădeau un tratament. Un... spatele acum că de asta. <gri> Da, deci efectiv și câteva ore. Nu aveai voie să-și miști privirea în stânga sau în dreapta. Cum o mișcai, era așa de rău că vomita foarte mult. Hmm. deci avea o stare de rău și în momentul în care un prieten mi-a zis tu dar un copil de patru ani poate să facă chestia asta și în, în timpul ăsta după ce i-a administrat tratamentul ne dădea un, un medicament care ajuta să elimin toxinele și mergea foarte des la toaletă și trebuia să o pun pe o liță hmm. și cum să o pui pe o liță pe un copil și atunci eu îi spuneam uite ți-am găsit un punct, îi deseneam un punct pe perete acolo stai cu privirea nu mișci privirea nici în stânga nici în dreapta și niciodată n-a făcut-o. Se uita și se o puneam, să zic, la televizor, la desene, și așa stătea cu ochii în poziția 4-5 ore. Uite, ce creativitate de mamă care vrea să-și ajute. Da, nu aveam ce să facem, deci nu aveam ce să facem, efectiv. La Acolo, în spital, a început să meargă pe bicicletă să, să pedaleze și era cu tratament, cu branulă eram și cu stativul, fugeam. No. Pe coridor și toată lumea trebuia să se dea la o parte din... Da, sunt super foarte Da, da. Acolo aveam o lume a noastră, copiii erau tot copii, aveam o... și acum există pe secție o cameră de joacă, un psiholog care și ceva fundație veneau la noi, People mm -hmm. to People, cred că se numea, și veneau și aveau tot felul de activități și le foarte mult viața copiilor. Da, și le aduceau cadouri și tot felul de bucurii. Dacă era ziua unui copil, se făcea o petrecere de aia, toată lumea era bucuros așa, da. Și am cunoscut foarte multe mame și ne-am încurajat una hmm. pe alta. Era o durere foarte mare când mureau copii. Foarte mare. Da. Mai, și am vrut să vă întreb. În, în perioada asta, ce, ce s-a întâmplat mai departe cu fica dumneavoastră? Că acum când o văd, îi e... Mare. Noi ne, ne bucurăm, mă uit în urmă Am fost în perioada aia când Vreo 50 de copii pe secție Nu știu dacă mai trăiesc vreo 10 Nu știu dacă trăim Dumnezeu a hotărât uh, un plan special Pentru Deborah uh, Poate nu-l înțelegem acum nu, Parcă nici acum nu-l înțelegem Ce vrea Dumnezeu de la viața ei Dar uh, Noi am crezut că Ea a uitat perioada aia Nu uitat-o la un moment dat putea să povestească când nu îi găsea o venă și cum suferea și cât ce durere era la un moment dat nu puteam duce la medic măcar se dea o, ceva, injecție era ta de speriat, o apucau transpirațiile curgea transpirația pe ea hmm. din cauza fricii, era așa o frică pe ea Da. când se duce așa acum la spital se duce cu drag le cunoaște pe asistente și o dată pe an facem tratament mergem deci de, practic în viața analize. Viața fiicei noastre a avut loc un miracol. Da, da, putem deci să spunem da Au rămas da. în viață și da. nu folosim termenii ușor, da. dar când din 50 de copii, numai 10 ajung să trăiască, da. și toți cu boli terminale, asta mi se pare. Da, forme foarte grave au fost atunci. Și tumorile, copiii care aveau tumori, mai repede mureau decât. Am întâlnit oameni, mămici, ortodoxe fiind foarte ancorate în credință. Deci dacă stau acum să mă gândesc, erau deosebite și o mărturie specială au avut acolo. mi aduc aminte de foarte multe mămici care au avut o credere mare în Dumnezeu. Și am avut o mămică, mi-aduc aminte, avea un băiat de 17 sau 18. Uf, minune, atât era de frumos băiatul ăla. Odată am stat cu, el cu ei în salon, avea o tumoră cerebrală, erau din huiedin, mai avea un cum băiat. Și ce era interesant, sau Efectiv, au luat uh, împrumut de la bancă să meargă să opereze copilul în străinătate și copilul lor a decedat. Mm. Și au rămas curate, fără un copil, și când ne-am întâlnit, era nu resemnată, acceptat voia lui Dumnezeu. A zis: Nu am putut să-l mai văd suferind. Mi-a fost foarte greu. Cred că asta era cea mai mare durere. Nu mai puteam să vedem suferind. Erau dăți când uh, intervenea moartea. Nici nu ne dădeam seama, pentru că ei, ca și copii, fugeau pe coridor mm -hmm. și veneau și se puneau în pat și ziceau Nu mă simt bine. Și după o oră mureau. Pff, da, deci ai o mers, o alerga pe coridor, deci în fața noastră era șapte și ceva, am luat cina și la nouă mm. s-a auzit un urlet. Și noi am zis: Ce s-a întâmplat? Murise fetița. Deci, după asta, după ce o alerga pe coridor, o dus -o în pat și a avut o hemoragie internă și a murit. Și am zis, da, dar am văzut-o pe naomi pe coridor. Așa era. Intervenea. Dar în șoc asta lor de copii, copiii cumva cred că trec mai ușor peste problemele de sănătate decât oamenii. Mm. Au așa o capacitate de -o Dumnezeu și altfel perspectiva. Deși noi credem că um, ei suferă, nu știu să-și exprime suferința, dar e foarte interesant cum privesc boala parcă o altă, nu știu, Dumnezeule dă o putere interioară să-l da. lupte cu boala. E foarte interesant. Suferă, așa, după aia merg, iar mai desena, deci așa, cumva, trecea la joc. Eu mă uit cu... la, la băiețelul meu când cade sau ce-a făcut, acum o, o juditură aici în cot și -o face bubu, au, au, au și eu îi spun, spune, thank you Jesus, mulțumesc Iisuse că tot timpul ne rugăm pentru asta și după aia zâmbește. Și spun, crezi, tu știi că Iisus te iubește? Da! Și e, atunci când trece și o vede pe surioara lui că, că plângi, se duce la ea pune așa, nu, 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 e ok, okay. e ok. Au puterea asta să, să treacă așa peste... Da. Atunci, în momentul după ce am trecut peste boala de borei, cumva a fost o perioadă de cercetare din partea lui Dumnezeu peste mine. Adică Dumnezeu vrea să mă întâlnească față în față cumva și să-mi vorbească ca și atunci când eu m-am răzvrătit. Și a fost o perioadă destul de grea pentru că eu, cumva, mă simțeam vinovată pentru boala de borei. De ce? Pentru uh, atitudinea pe care am avut-o față de Dumnezeu. Că am vrut să-mi rezolv eu cu puterile mele situația pe care Dumnezeu, de fapt, vrea să. Mm, și Dumnezeu vrea să vă facă dependentă de El. Da. Nu da puterea... Asta e. Și nici la ora actuală nu avem un apartament al o proprietate, suntem tot în chirie și nu s-a rezolvat problema, dar am înțeles atunci că de fapt Dumnezeu cumva vrea să caut alte valori în viață, hmm. să mă bucur de familie, să mă bucur de copii, mă bucur oricât mi-i dă Dumnezeu, atâta cât îi dă Dumnezeu și am învățat altceva, cumva timpul petrecut în familie, când ne rugam, când cântam, erau spe special și le tot spuneam, măi dragilor, Chiar dacă mergem la biserică, mergem cu autobusul așa, e o bucurie, e o bucurie că mergem împreună și că suntem sănătoși. Am învățat atunci clar lecția că sănătatea e importantă și dar chestia e că tot de la Dumnezeu o primi și tot suntem dependenți de El. Și um, Dar Dumnezeu așa de interesant a lucrat și prin oameni a ajuns să mă să mă și cumva să accept voia lui Dumnezeu, da? Și să mă iert și eu pe mine. El m-a iertat. Era clar că m-a iertat și mi-a arătat dragostea lui este Dumnezeu nostru, Da. în el este iertare tot timpul și a, a zis la început un lucru care mi-a dat foarte mult de gândit că Dumnezeu tot timpul a căutat o relație personală cu mine și o să, așa a spus da. și eu să vin la el el vrea să vorbească cu mine ce deci interesant că Dumnezeu tot timpul este deschis să conecteze cu noi, el da. tot timpul e acolo te aștept să-ți deschizi inima, te aștept și parcă așa, în, spuneți nu, 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 că eu eu nu vreau, să, vreau să închei punctul ăsta. ei, parcă atunci când ești în suferință și greu, atunci, într-o perspectivă umană, cine zice că nu e, că -i ușor, <laughs> nu știu cât, cât, adevăr spune, dar când ești în suferință, dacă ești om, este greu. Dacă știi că l-ai pe Dumnezeu alături de tine, da. El așteaptă să te conectezi cu El. Da. Și El e acolo tot timpul. Așa e, da. Știi ce e interesant? Că firea noastră, noi ca oameni, e așa de ușor să uităm lucrurile bune da, care sunt în viața noastră absolut. și ne aducem, eu imediat dacă mă întreb ce mi s-a întâmplat bun în 2022 îmi aduc aminte de lucrurile negative și după asta să mă gândesc că Salmistul spune foarte clar suflete, aduți aminte și nu numără binecuvântările da, da, aduți da, aminte da. de binecuvântări pe care tu le-ai primit și atunci stau și zic dar -am, am avut multe binecuvântări chiar și atunci când mi s-o părut că e greu, de fapt Dumnezeu era acolo Dumnezeu m-a condus și așa e de interesant, Dumnezeu a avut cumva răbdare cu mine da. și m-a condus până acolo încât să ajung să, să aud vocea Domnului când îmi vorbește și să zică oprește-te, nu te du pe acolo, nu fă asta. Și au fost lucruri, uh, dar au fost mulți ani până am în, 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 înțeles cum îmi vorbește Domnul și cum mă călăuzește Domnul. Și să întreagă, trebuie să învățăm lucrul ăsta. Da. Deci, adică și... vezi așa un progres, am vrut zic. Da, dar nu numai atât. E interesant că atunci când mă pregătea pentru o perioadă, eu ziceam că e grea. Dumnezeu mă trecea la alt nivel, la alt nivel vrea altceva de la mine. Că de multe ori, întotdeauna am considerat că acolo unde Dumnezeu mă trimite și îmi deschide ușa, înseamnă că e locul meu. Unde lucrez acum, e foarte greu. Lucrez cu copii cu dizabilități și uh, e greu să-i înțelegi să înțelegi părinți care abandonează copilul pentru că nu-l pot crește de multe ori poate au, au condiții și financiar o duc bine nu pot emoțional oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu nu au, nu au resursă nu contează dacă ești neoprotestant ortodox, nu asta ci relația pe care o ai cu Dumnezeu e ca o, o, o stâncă pe care tu ești așezat și orice ar veni, tu ești acolo, nu prin puterea ta că tot oameni suntem, dar prin puterea lui Dumnezeu, de acolo stragi seva, puterea. Asta, asta am observat eu în viață și am observat oameni care atunci când o zis că sunt um, aproape de Dumnezeu și îl cunosc, ori trecut altfel, prin problemă. Eu m-am uitat la oameni. Și am urmărit, sunt niște tinere în biserică, dar acum e un alt subiect în nu sensul că, că... că... Nu, nu alt subiect, cumva, atunci când vine Dumnezeu în viața unui om, o schimbă total. Și o da. face mai bună. Și am văzut două fete care veneau la noi la biserică, acum vreo 2009-2010, și le urmăresc viața. Una a mers, în, nu, nu s-a întors la Dumnezeu, nu s-a botezat și una s-a botezat. Și se văd, e căsătorit, are un copil în biserică, altfel Dumnezeu a lucrat în viața ei. Se văd viețile, efectiv s-au despărțit niște vieți și i ales calea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales-o binecuvinteze și eu cred că întotdeauna Dumnezeu va onora ascultarea de el. Dumnezeu onorează pe oamenii care îl onorează pe el Da. și mă uitam așa, de exemplu, la, citesc acum Geneza început de an, am reluat Biblia și mi se pare foarte interesant la episodul ăsta cu Avram și Lot, așa foarte puțin, spune că este momentul ăla în care se ceartă îngrijitorii lui Avram cu îngrijitorii lui Lot, aveau turmile foarte mari, erau doi prosperi și Avram spune, mă, nu este bine ca noi să ne certăm, alegeți tu. Ce interesant că primul lucru care îl face Lot și ridică ochii să vadă care gâpii mai verde, spune, eu vreau asta. Și Avram după aceea spune, bun, ia asta și lui Avram îi rămâne zona uscată. Ce interesant e că Dumnezeu îi ridică privirea și spune, uite-te la, la mine. Asta mi se pare foarte interesant, unde te uiți? La cine da. te uiți. Da. Care este în viață baza ta? Vedem după aia ce se întâmplă cu Lot, șchinuia sufletul în Sodoma, dar în tot timpul ăsta Dumnezeu l-a crescut pe Avram. A învățat lucruri, i schimbat viața. Da, eu tot același lucru mă gândeam, că noi ca oameni căutăm de multe ori bunăstarea cu un confort. Dar, dar Dumnezeu nu știu dacă la asta ne cheamă întotdeauna. Clar că vrea ca noi să o ducem bine și dar poate așteptăm ca Dumnezeu cumva să ne răsfețe și nu mai avem nimic de lucru. Dar orice lucru bun pe care îl primim în viață, eu îl văd în viața mea, trebuie să muncesc pentru el sau da. cumva jerfire. Slujești lui Dumnezeu, dar trebuie să dai ceva, adică nu poți să zici, no, bine, Doamne, eu vreau ca să fiu cel mai bun vorbitor, dar îți trebuie totuși muncă și slujire, nu poți. Păi, și -s -s interesant, ne uităm la viața Mântuitorului, și așa tragi concluzii Vezi pe Domnul Iisus Hristos a avut o lucrare foarte frumoasă, o lucrare publică de trei ani, dar a trebuit să muncească foarte mult a da. trebuit asta un semnat să ducă la oameni să ducă la, la care avea dizabilități ca să-l vindece, a avut uh, să se ducă cu femeia respectivă care avea o scurgere de sânge, trebuie să se ducă în contextul ăla și tot așa, e muncă da. și nu, și nu Dumnezeu... poți să le primești toate așa, Da, și, da mai cred un lucru Dumnezeu nu, nu ne-a mântuit ca noi să stăm în puf deci cine crede lucrul ăsta să citească Biblia, Dumnezeu, tocmai asta e frumusețea vieții cu Hristos, că prin greutate El este alături de tine și imaginea asta e Vlavie, ce înseamnă Vlavie, americanii spun foarte frumos, Godliness, adică să mă asemăn mai mult și mai mult cu Dumnezeu. Da. Când dă imaginea, nicio imagine folosită de Domnul, toate imagini folosite de Domnul Iisus Hristos sunt cu rost și au o semnificație. Când folosești imaginea Lutului, chiar mă uitam cu El este Olarul, Eu sunt Lutul. Ieri mă uitam cu soția mea la un olar care făcea ceva cu un vas. Pe păi când ia lutul respectiv și îl trântește și îl face așa, numai după aia poate să facă o formă frumoasă. Ce interesant că pe măsură ce lutul crește și arată, faci, pe gata, în sfârșit, gata, nu, nu, nu. Îi mai pune un zimț, îi mai pune o chestie și da, pe lutul doare. Dar la final când vezi vasul, nu doar că arată frumos, din vasul respectiv bei ceva, vasul respectiv îl pui pe un... am asta văd că face Dumnezeu da, cu noi. ce interesant că după cel îl î îl pune și în cuptor. Știi? Ca foarte să aibă și mai mare rezistență. Mi-aduc aminte de. Am văzut o imagine și o tot așa și bag în cuptor. Nu știu cât timp trebuie să stea în cuptor. Mm -hmm. Noi când suntem atunci în suferință, ce, Doamne, dar de ce? Dar pentru ce? Dar cât timp? Eu cred că toată viața noastră, așa de credință, Dumnezeu ne trece prin multe situații, dar asta își dorește o mai mare apropiere de Dumnezeu, o mai mare încredere în El. Adică pe zi ce trece, noi ne dorim să ajungem în cer, la Dumnezeu. Dar cum să ajungem acolo când noi nici de aici nu începem să avem încredere în Dumnezeu? Adică zicem, da, când voi ajunge în cer, voi fi perfect. Păi cum să ajungi să fii perfect? Dar muncește de aici. Adică acceptă ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Vrea să te modeleze după cum vrea El. Ce să facem? Uneori e greu, nu pot să spui că e ușor. Da, și ce interesant am văzut oameni care în viața asta fug de suferință. Și nu vreau să se înțeleagă mai ideea că băi, eu li stăpânesc pe toate, că nu. Deși oamenii știu că au ascultat podcastul ăsta, că am trecut cu familia noastră prin multe suferințe. Și eu de când m-am cu soția mea. Dar văd, văd un lucru că suferința m-a învățat dependența de Dumnezeu. Și chiar dacă treci prin suferințe, uh, alte nu poți fi gata, am rețeta succesului. Nu, Știi, nu ai, da. Dar îl ai pe Dumnezeu alături. Eu zic că cu fiecare experiență de multe ori trecem, mie mi se pare că trec parcă prin aceeași experiență ca și într-un examen, până îl trec. Așa mă trece Dumnezeu. Mie mi se pare, domnule, iar am ajuns aici. Dar păi n-am mai trecut de acum o lună, acum două luni. Iar mă trec pe aici. Pentru că încă n-am ajuns să-l trec. Să am mai multă încredere, așa, cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Și eu m-am tot gândit la un moment dat, după perioada cu Deborah, deja crescut copii, i am zis, Doamne, oare ce, ce mi-aș dori pentru mine? Dacă Dumnezeu, eu ți-aș cere ceva, ce ți-aș cere să-mi dai mie, al meu să fie? Și am zis, cred că îmi doresc darul credinței. Hmm. Așa ceva, să, să am. nu, să, să am încredere în tine foarte mare. Adică, atunci când cer ceva, chiar să cred cu adevărat că și-l primesc. Uh, sora mea în state are tot trei copii și lucra la un moment dat într-un spital ca voluntar, dar își dorea tare mult să lucreze în spitalul respectiv. Și bunica ei, o bunica din partea soțului, era o femeie foarte, e o femeie credincioasă și <coughs> tot i-a zis, dragă, tu pentru ce te rogi la Dumnezeu? Bun, acum, dar ce-ți dorești de la Dumnezeu? Acum, zim și tu, uite, mă rog pentru tine, dar ce-ți dorești? Îmi doresc, bunii, să am asigurare medicală pentru toată familia, să, am, să lucrez numai 8 ore, fără sâmbătă și duminica, să pot să stau cu copiii, în perioada aia când sunt copiii la școală, și să fiu și foarte bine plătită. Și să am asigurare, și stomatologul zicea că e aia e mai scumpă sau nu există nu, la fiecare loc de muncă. Și bunii cumva au râs și au zis tu, dragă, eu m-am tot rugat pentru, pentru, oameni și pentru lucruri, dar mie mi se pare că tu chiar ceri imposibilul. Adică cum să-ți dea Dumnezeu? Că astea sunt lucruri foarte mari, tu, dragă, da, n-ai pregătire. Health insurance asta, asigurarea sănătății în bine Da, și un loc de muncă bine plătit. Nu ai tu, dragă, tu faci curățenie. Lasă, rămâi la poziția jos. Nu, bunii, eu ți-am spus asta, eu am credință că Dumnezeu va rezolva. Și momentul în care ea lucra ca voluntară. Erau două posturi și l-au angajat pe un bărbat mexican pe un alt post, și acum ei mai era un loc liber. Și um, șefa care făcea cumva angajările și avea ultimul cuvânt, nu prea o plăcea pe sora mea. Fiind româncă, mă nu știu, avea idei despre români, nu știu sigur. Și în momentul în care Într-o seară s-au dus, sâmbătă sau duminică, nu știu ce, s-au dus la cumpărături și locuiau într-o zonă foarte bună, iorba linda, al Los Angeles. cumva la câțiva kilometri totul merge că e o suburbie a Los Angeles. -ului. E un oraș bine cotat, oameni destul de bogați. Și în magazin o întâlnește pe șefa respectivă. Și cum Natul meu zice, du te-o salută, nu mă duc, nu mă duc, mă du te-o salută cum să te duci de ce? Chiar dacă te-o respins data trecută la interviu, da, să zici, ci, suntem oameni, tu ai iertat o du-te și, și -o merge și o salută. Și, doamne, ce, da, aici locuiți? Da, zice, la câteva case aici, sigur. A, n-am știu, m-am gândit că să locuiți într-o zonă mai sărăcuță, cumva. Nu, 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 zice, aici să da, de câțiva ani, nu, că ne place și așa. Și după, asta a fost sâmbătă-duminică și luni o cheamă la interviu și eu dat postul. <laughs> da, deci o fost. Așa și-au zis bunii Măi, eu n-aș fi crezut. O femeie a rugăciunii și totuși a zis, nu, eu n-aș fi crezut că tu vei reuși să, să treci pe aici. Da. Eu când m-am angajat, de exemplu, la locul de muncă, aici unde sunt acum, eu am zis, Doamne, eu vreau să fiu angajată. Și am mai trecut prin vreo două interviuri și am zis, cred că nu. Îți deștea cu relații, eu nu am, nu știu dacă voi reuși să ajung. Și uh, n-aș fi crezut. Din patru persoane, eu am luat postul. Da. Ce fain! Da, Ce deci fain. nu, n-aș fi crezut. Nu pentru că am experiență sau așa. Bine, am trecut Pe și... Asta, asta am văzut la dumneavoastră. Sunteți un om foarte pozitiv. Care-i secretul? Așa tot timpul când povesteam cu, când am ajuns în, în betel, în biserică, ne-am uitat la Anastasia și după ne-am uitat la dumneavoastră. dați mi-aduc aminte de a... seara în care ne-am întâlnit în biserică la Betel. E, hai să când, să mă -mi să -mi și Era mie. Era într-o duminică după masa Așa, și -o venit Anastasia. Da, da, Așa. și Anastasia a venit și -o zis vreau să-i cunoști pe prietenii mei. Gata, gata, mi-am adus aminte. Da, -am -am adus cunoscut, aminte. da. -am că tot în a... povestea de voi, mai ales de Anca în povestea, da, sigur. Da, 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 acum -a m -a m -a înțeleg da, bine, Și același stil, același... Vreau să întreb, care e secretul? Nu știu dacă, faptul că. Cred că îmi plac, îmi plac oamenii. Asta e clar. Să îmi vedem. plac oamenii și cumva îi, îi vreau să se simtă bine în preajma mea. Nu că n-am probleme, că o prietenă mea zice, tu întotdeauna reușești. Sunt învățătoare la copii, au copii de 7-8 ani și tot am emoții în fața lor. Deci de la fiecare întâlnire, fiecare duminică, așa emoția am să le vorbesc copiilor pe care deja îi știu îmi pregătesc lecția, îmi pregă... dar tot am emoții hmm. și zice cineva povestești cu ușurință, nu-i chiar așa nu e chiar așa că vorbesc cu ușurință am, am multe emoții nu, poate nu le, nu, reuș, nu le las să iasă la ivială și... dar cred că lucrul ăsta faptul că iubiți oamenii să spune ceva și vreți să fiți o încurajare pentru cei care sunt da, um... chiar la podcast ăsta atunci când m-ai chemat știu că am zis nu nu, nu, nu voi merge, clar dar atât de mult mi -am, um, mi am încurajat copiii, am zis dragilor, dacă vreodată vă vă, vă, cheamă, vă cheamă, cineva în față, să spuneți ceva despre Dumnezeu. N-aveți da, cum, da, nu, nu trebuie să nu aveți cum să nu găsiți măcar două motive să mulțumiți Domnului. N-aveți cum. Pentru că trebuie să ne uităm totuși cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Eu chiar să stăteam undeva la cineva. Mă nu ți e frică când n-ai să, să ai oameni să firmeze că a că nu, niciodată. Și eu zis, cum adică asta e mândrie? Și că nu, 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 îți spun de ce. Eu când mă rog Domnului, Doamne, dă-mi următoarele episoade și dă-mi anumite persoane. Și sunt multe persoane pe care am pus ochii, dar trebuie să primesc confirmare de la Domnul. Când eu mă duc, primind confirmare de la Domnul, la persoana respectivă și spun, hei, ai vrea să vii să, spui, să pui mărturie în ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Cum să nu spui tu ca om ce a făcut Dumnezeu în viața ta, atunci este între tine și Dumnezeu da. și dacă tu nu vrei, și acum nu este nicio supărare, Dumnezeu găsește pe altcineva și asta mă gândeam, că asta mi-a repetat și mie de când eram mic mama și tata, tot timpul trebuie să ai ceva de spus despre Dumnezeu, nu se vorbești în plus sau nu se vorbești tu din uh, 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 că trebuie, dar adu-ți aminte ce a făcut El în viața ta. Adu-ți aminte de momentele în care a fost jos. adu aminte că prin lucrurile astea Dumnezeu le-a îngăduit în viața ta da. ca să fii o încurajare pentru alții. Pentru că, da, tu ai trecut prin suferință, tu acum ești că ești cu saci în căruță, ceea ce e fain. Dar ce faci cu cei care încă nu sunt acolo? Și asta, asta e gândul, de asta nu mi-e frică. Când e cineva... Da, oricum, strategia ta e bună, știi, arunci mingea în terenul celuilalt, adică să vedem acum, tu cum o da, joci. Și mai este cu chestia, era mă scuzați. Da. Nu e despre tine, și că nu nicio spune. Nu e despre mine. Ci este despre Dumnezeu. Dacă v-aș fi că chemat pe dumneavoastră, n-a lăudați-vă acum, bă, nu, că suntem că Dacă nu știi ce a făcut Dumnezeu, și acum ultima întrebare, în câteva secunde, de ce Iisus? De ce Iisus? Da. Uh, pentru că mi-a schimbat viața hmm. și mi-a făcut-o mai bună. Mi-era teamă tot timpul, eram destul de mult îngrijorată pentru viitor, pentru, pentru viața mea. Pentru, uh, nu mă vedeam, Dumnezeu mi-a dat valoare, Domnul Iisus mi-a dat valoare. Hmm. Am văzut valoarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu atunci când s-a jertfit pe cruce pentru mine. Hmm. Am simțit-o asta și am văzut-o în viața mea, am experimentat-o. Dumnezeu când îmi vorbește, mă vede ca pe o persoană specială. Și un alt lucru pentru care Domnul Iisus, pentru că mi-a promis cerul. Ce frumos! Și îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Și la noi în biserică se vorbea mult și în grupul de rugăciune atunci când vom ajunge, Domnul Iisus va fi așa de ocupat cu atâta lume și atâtea persoane și o să trimite ceva sfinț sau înger să mă primească am zis, eu nu pot să accept asemenea adevăr. E o minciună. Dar nu e adevăr. Eu, nu eu, eu, vreau să mă aștepte Hristos el să mă ia în brațe, el să mă îmbrățișeze, el să-mi spună că mă iubește și se bucură că am ajuns acolo. Nu, nu, eu nu vreau pe altcineva. Nu vă mai numesc ropi, voi este prietenii da, mei, asta da. nu zis Domnul Iisus. A, pentru asta, atunci când am acceptat, am acceptat pe Hristos în viața mea, nu am acceptat ca prieten. Ce fain. Da. Asta mi-a rămas și sunteți prima invitată care a spus lucrul ăsta. Iisus, duceam Ii ducea, ducea, ducea lipsă de prieten și el mi-a arătat dragoste. Dragoste în foarte multe momente când oamenii cred că nu. Și cred uitându-mă în viața mea că nimeni nu mi-a dat mare credit. Eram al zecelea copil din familie. Hmm. Ce poate să mai iasă bun din al zecelea? Și să vedeți, sora Maria, prin podcastul ăsta, cât de mulți oameni o să fie întăriți. Uh, și asta o să vedem în cer. M-aș bucura. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați împărtășit. Uh, Domnul Iisus, să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Și mulțumesc. ține legătura și cu altă ocazie. Da. Sper. Dragi telespectatori, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați rămas până la a, final. Nu uitați, Dumnezeu este cel care este stâncă, chiar și atunci când treci prin încercare. Și dacă nu-l simți, nu e important că nu-l simți, trebuie să știi că el este acolo. Te aștept și data viitoare la un alt episod din De vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să te binecuvânteze!